Comportamentul suspect i-a dat de gol. Un tânăr de 25 de ani și altul de 30 de ani au fost reținuți în seara de 15 noiembrie în preajma fostului Hotel Național cu droguri asupra lor. În primul caz, imaginile de la fața locului au fost expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular care ne-a spus că bănuitul a fost reținut de un echipaj al carabinierilor. Te bocănesc, dracule! Ia să vezi! Dacă nu te aprinde de ziua, În secvența video se poate observa că după ce s-a calmat un pic, tânărul, care comunică activ cu oamenii legii, a încercat să le explice că de fapt nu a făcut nimic rău, iar cei care trebuie pedepsiți sunt chiar carabinierii. Voi sunteți mafia. Bandiți, nu noi suntem bandiți. Voi faceți cu oamenii cum să facă furie, să facă bispredial. Voi provocați așa foame, așa în țară, așa o represie. În cele din urmă, la fața locului a venit și poliția, iar tânărul în vârstă de 25 de ani a fost condus la Inspectoratul de Poliție Centru, unde a predat benevol un pachetel de tip Ziploc în care se aflau droguri. De menționat că în aceeași seară, tot la Hotelul Național, un individ de 30 de ani a fost reținut în timp ce plasa narcotice în ascunzișuri. Acesta a predat ofițerilor de patrulare, care l-au reținut 12 pachetele cu droguri. Ulterior, el a fost dus tot la Inspectoratul de Poliție Centru. Ambele cazuri sunt investigate de oamenii legii.